Deci acest proiect a început de anul trecut, din primăvară. Dispensarul era, cum să vă spun, în proporție de 80% terminat. Nu știu dacă mai rezista să mai stea pe picioare încă un an de zile sau doi, și da, aveam șanse ca să avem alte neplăceri. Suntem la perioada de finisaj, deci ne mai trebuie decât gresia, faianța instalată, instalația electrică, sanitară și zugrăveala. Partea electrică deja se lucrează, este aproape în definitivare și cam asta ar trebui, dar nu știu cum o să fie și cu timpul. Dacă să vă ajute vremea. Nu cumva o să ne încurce. Da. Cât estimați, dacă vremea vă ajută, cât estimați că ar mai fi de lucru? Păi, să spun așa, cam poate în 2 săptămâni, 3 săptămâni, exact, nu pot să vă spun. Sper ca până 20 decembrie, când este termenul de finalizare, să fie finalizat dispensarul. Am adus o doctoriță nouă, de la Tulcea, care sper să rămână pentru totdeauna aici. Perioada când se termină dispensarul, am promisiuni de la Rudimet Tulcea ca să pot să aduc și un ecograf aici, fac analize oamenii, ca să nu mai trebuiască oamenii de la țară să ducă la oraș să facă analize, când poate să le facă aici. Am o populație îmbătrânită și ar fi păcat să nu profit de această clădire frumoasă. Eu aș vrea să fac cât mai multe dotări, dar să vedem în ce măsură o să reușim să aducem de la Tulcea, pentru că cadre medicale, știți cum este, o problemă foarte mare la oraș, dar apoi la țară. În spatele clădirii vreau să fac un părculeț pentru copii, care părinții când vin la dispensar sau ceva, să aibă să-i plimbe puțin. Până termin mandatul, sper să fie gata tot. Iar dispensarul, până pe 20 decembrie, este termenul de finalizare. E un lucru foarte bun, minunat pentru localitatea noastră, oamenii să beneficieze de toate serviciile care va fi aici. Credeți că mai vedeți un dispensar reabilitat așa cum? Nu credeam, așa în condițiile care se face acum, modern și tot la normele europene sau cum este, foarte...